Uniunea Europeană pregătește al 7-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, dar este deja clar că nu va reduce importurile de gaz rusesc, căci prea multe state membre nu se pot adapta îndeajuns de repede la noua situație, a declarat premierul ceh Petr Fiala. Printre noile măsuri, premierul ceh a menționat interzicerea importurilor de aur rusesc, extinderea listei de bunuri cu dublă utilizare ce vor fi interzise pentru export în Rusia, precum și adăugarea unor noi nume de oficiali ruși pe lista neagră a Uniunii Europene. Comisia ar trebui să fie gata să prezinte acest pachet în zilele următoare, iar statele membre ar putea să-l aprobe imediat după aceea, însă nu există nicio șansă ca gazul să fie inclus pe lista cu sancțiuni. Republica Cehă, care a preluat președinția rotativă a Uniunii Europene pentru 6 luni de la 1 iulie, este una dintre țările dependente de Rusia pentru aproape toate nevoile sale de gaz. Pe ansamblu, 40% din necesarul de gaze al Uniunii Europene provine din Rusia înainte ca Moscova să invadeze Ucraina. Primele șase runde de sancțiuni au inclus înghețarea activelor și interdicții de eliberare a vizelor pentru oligarhii și responsabilii ruși, controle la export, înghețarea activelor băncii centrale a Rusiei, excluderea băncilor rusești din sistemul internațional de plăți SWIFT și interzicerea importurilor de cărbune și petrol rusesc. Dar importurile de gaze nu au fost atinse nici măcar pe fondul solicitărilor din partea Ucrainei pentru un astfel de embargo.